Unul dintre cele mai importante subiecte dezbătute au fost acordarea tichetelor în locul pachetelor alimentare. Sumele acordate vor oscila între 30 și 60 de lei. Proiect foarte, foarte important este legat de posibilitatea ca și Consiliul Local să ofere celor care sunt nevoiași, celor care sunt strâmtorați din punct de vedere financiar, să ofere în loc de pachete acele tichete, astfel încât să fie și mai comod pentru posesorii acestor tichete. Este vorba despre categorii sociale, și anume pensionari care au pensii cuprinse între 1 leu și 1450 de lei. Ele sunt diferențiate și vor primi tichete diferențiate. Consilierii locale au aprobat și acordarea ajutorului de înmormântare pentru persoanele fără loc de muncă. Am aprobat și ajutoarele de înmormântare și criteriile pe care le vom da, vom acorda și pentru persoane fără serviciu, dar și persoane cu handicap. Deci este un pachet, nu sunt sume aceleași sume, sunt sume diferite. O altă veste bună pentru năvodăreni este că se dorește micșorarea chiriei pentru spațiile din Piața de Pește. Totodată s-a votat și concesionarea celor 45 de loturi pentru Mediasat. Am votat concesionarea celor 45 de loturi pentru Mediasat. Din acest moment vreau să știe toți năvodărenii că pot să cumpere caiete de sarcini în următorul interval de timp și pot să liciteze pentru aceste 45 loturi de teren. În cadrul ședinței, consilierii au dezbătut și activitățile culturale și sportive, ce se vor desfășura în perioada următoare la Năvodari. De asemenea, unul dintre consilieri a propus ca zilele orașului să se desfășoare în tabără. Locația va fi stabilită în perioada dinaintea evenimentului.